Sportivii sălăjeni, practicanți ai artelor marțiale stilul Shotokan, au fost din nou la înălțime. La finalul săptămânii trecute, Dan Kish a devenit în premieră campion mondial, iar Marius Ilinca și Paula Radu s-au întors și ei acasă cu medalii, contribuind astfel la zestrea celor aproape 100 de medalii cucerite de delegația țării noastre la campionatele mondiale din Polonia. Sala sporturilor Luțnițca din localitatea Bydgoszcz, Polonia, a găzduit în perioada 1-3 aprilie ediția din acest an a campionatelor mondiale de karate Shotokan de copii, cadeți, juniori, tineret, seniori, veterani și persoane cu dizabilități. La startul întrecerilor s-au aliniat 37 de națiuni, printre care s-a aflat și o delegație a țării noastre, 6 sportivi din județul Sălaj, legitimați la CS Dani San Zalău, Andrei Kish, Andrei Creț și Darius Goron, CS Omega Șimleu Silvaniei, Marius Ilinca și Clubul Copiilor din Șimleu, Paula Radu. În total au fost prezenți în concurs un număr de aproximativ 1000 de practicanți ai artelor marțiale, iar la finalul întrecerilor România s-a clasat pe un onorant loc 6 cu un număr de 96 de medalii, din care 17 de aur, 25 de argint și 54 de bronz. La zestrea de medalii a țării noastre au contribuit și o parte din cei 6 reprezentanți ai județului nostru la prestigioasa competiție. Așa cum era de așteptat, cea mai bună evoluție la ediția din acest an a campionatelor mondiale a aparținut celui mai experimentat sportiv sălăjan prezent în competiție. După ce în urmă cu aproximativ un an a devenit în premieră vicecampion mondial, zălăuanul Dan Kish a reușit în Polonia să își îmbunătățească cel mai bun rezultat din carieră și a devenit campion mondial în proba de kata individual, iar în competiția pe echipe a urcat pe treapta a treia a podiumului de premiere, alături de ceilalți componenți ai echipei României, categoria de vârstă Masters. Campionatul mondial din Polonia a fost pentru mine și implicit pentru CS Dani San Zalău de bun augur, reușind performanța de a obține titlul de campion mondial la proba de kata individual și un loc 3 la proba de kata echipe. Sunt pe deplin satisfăcut, mai ales că în finală am reușit să trec de oponentul polonez cu scorul de 4-1. Mulțumesc familiei și tuturor celor care s-au implicat și au fost alături de mine. Os a fost mesajul postat pe pagina sa de Facebook de către sportivul și antrenorul Dan Kish. Evoluții bune pentru care au fost recompensați cu medalii au avut și Marius Ilinca și Paula Radu. Marius Ilinca, sportiv antrenat de profesorul Gheorghe Pop, a devenit vicecampion mondial în proba de cumite, în limitele categoriei plus 65 de kilograme a categoriei de vârstă mini cadeți 2. A fost aproape de a cuceri și o medalie de bronz în proba de cumite Shopuipon, unde s-a clasat pe locul 4, singura reprezentantă a sexului frumos din județul Sălaj în cadrul campionatelor mondiale din Polonia. Paula Radu din Șimleu Silvaniei s-a întors acasă cu 2 medalii de argint. Antrenată de Gheorghe Pop, Paula a reușit să urce pe treapta a treia a podiumului în proba de kata individual și în cea de kata echipe, contribuind astfel la zestrea celor 54 de medalii de bronz ale delegației țării noastre. Vreau să-i felicit pe ambii sportivi, fiindcă au obținut rezultate foarte bune. Mulțumesc celor care au făcut posibilă această deplasare, în special primăriei Șimleu Silvaniei, dar și unor persoane care ne-au susținut financiar în această deplasare. Ceilalți 3 sportivi sălăjeni prezenți în competiția din Polonia, Andrei Kish, Andrei Creț și Darius Goron, au avut evoluții bune, dar nu au reușit să se claseze în fazele semifinale ale întrecerilor la categoriile de vârstă și probele de concurs la care s-au aliniat.